Bun, cu acest video încep o serie de tutoriale video în care o să arăt cum se proiectează un drum în ISTRAM, da? Într-un program de specialitate. Și în primul rând, o proiectare se începe cu ridicarea topografică, da? Deci după ce primim ridicarea topografică, noi trebuie să o prelucrăm și pe baza acestei ridicări vom face drumul nostru. De obicei, ridicările vin incomplete, da? Sau nu le ajunge puncte sau punctele nici măcar nu au cote Z, da? Și eu de obicei această ridicare trebuie să o prelucrez. Pe noi ne interesează de aici decât punctele și polilinie 3D. Și noi o să începem să verificăm. Aceasta este o polilinie, da? Deci nu este ok, trebuie să fie 3D polilinie și verificăm și punctele. Punctele trebuie să aibă cota Z, neapărat. Dacă nu are cota Z, noi putem să o extragem cu ajutorul aplicației Civil la Modify. Bine, în cazul ăsta nu putem pentru că este punct și dacă n-ar avea Z-ul, alte atribute nu are de unde am putea noi să extragem cota Z. Dar de obicei vin blocuri, punctul este ca și bloc și în blocul respectiv are atribute și atunci noi atributele alea putem să le atașăm. De fapt, nu le putem atașa, dar putem ridica punctul, da, blocul respectiv la cota Z din atribut, la valoarea atributului, da, și asta se face deci de la Modify Surface, Move to Surface, da, și Move Block to Attribute Elevation, adică mutăm blocul la valoarea atributului din bloc, da, și atunci noi o ridicăm. În cazul nostru, punctele sunt ca și obiect punct și are cota Z. Asta este foarte bine. Și eu acum o să selectez toate punctele. O să-i dau Ctrl X în caz că mai sunt și alte puncte să le identific mai ușor și o să deschid un desen nou pe care o să selectez template, nou template metric, da? Adică să fie cel mai ușor, cel mai simplu, fără alte proprietăți, da? Adică fără layere, că nu ne interesează. Dacă ne uităm aici la layer, este foarte curat, da? Și o să-i dăm paste aici la acele puncte. După asta, noi ușor putem să verificăm punctele dacă sunt unele din ele cote Z. Da? Apăsăm tasta Shift și ținem apăsat pe scroll și mutăm, da? Deplasăm. Și aici noi vedem, da? Punctele noastre că au cotă cât de cât ok. Da? Adică toate punctele au cam aceeași valoare în afară de asta, care este mult prea departe, undeva mai sus, da? Adică am putea să îl ștergem lejer. Și de obicei aici se văd punctele care au cotă Z, de exemplu, da? Dacă ar avea cotă Z, el ar fi picat aici undeva și pe ăsta putem lejer să-l ștergem. Sau de aici îi dăm în front, da? Adică ne uităm din față și vedem pozițiile, da? Și dacă vedem un punct exagerat de departe față de restul punctelor, pe ăla putem să îl ștergem sau dacă îi găsim o logică, da? De exemplu, poate s-a încurcat o valoare în loc de 1, 2, da? Și atunci dacă îi schimbăm din 1 în 2, atunci îl putem readuce înapoi. Adică a fost greșit la când a fost introdus. Ok, acum mutăm înapoi în topo și venim de aici și de aici trebuie să încărcăm toate polilinele 3D. Astea le ștergem că nu ne interesează. Ăsta este punctul pe care l-am eliminat. Asta tot îl ștergem și de aici o să închid un pic aceste valori, dar deci textul pe noi nu interesează. Ăsta tot și bine, și acum putem să selectăm toate poliliniile de aici cu funcția Quick Select. De aici selectăm polilinii și le selectăm pe toate, da? La fel, le dăm Ctrl X să verificăm dacă nu au mai rămas și alte polilinii și le băgăm aici. Ok, și pe ăsta îl salvăm și îi zicem ridicare, da? Acum, iarăși, dacă îi dăm o vizualizare în 3D, o să vedem că punctele noastre sunt unde sunt, da? Deci asta este polilinie, are elevație, da? Deci polinia asta tot nu este bună, trebuie și adusă la valorile punctelor.
Dar astea, în genere, sunt aruncate sus, da? Adică au o elevație 584 care nu are nicio treabă cu punctele noastre. Și atunci, noi aceste polinii trebuie să le atașăm la punctele respective, da? Fiecare vertex a polinii trebuie adus la cotă. În civil, nu știu cum se face lucrul ăsta. De fapt, se poate schimba polinia în future line și acea future line de atribuit la suprafața triangulației, da? Creată după puncte. În Istram, chestia asta e mai simplu. Pur și simplu zic să atribui toate polinii la valoarea punctelor, da? Și atunci am rezolvat problema. Asta o să-i dau save. Și mergem să vedem înapoi ce polinii au mai rămas. Au mai rămas ăsta, gardul care, nu, poarta, care de fapt ar trebui să fie decât o singură polilinie dintr-un punct în altul. Asta nu ne interesează. Și în rest, nu avem ce să luăm de aici. Asta putem să-l închidem fără salvare. Și aici putem să mai verificăm un pic, da? De exemplu, uitați-vă. Aici avem drumul și pe sub drum trece un râu. Liniile astea nu trebuie să treacă peste drum, da? Pentru că în realitate ele trebuie să meargă pe sub drum și în cazul nostru ele o să ne arate, nu o să ne arate corect. Da? Și atunci noi trebuie să le trimăm de la puncte, da? Adică de acolo, de acolo și asta din mijloc tot. Da? Asta ce e punct. Și punctul ăsta, la fel, nu știm, este sus sau jos. Dacă este jos, iarăși nu e corect. Asta trebuie să-l verificăm. De exemplu, aici avem 484, aici avem 484, da? Deci este deasupra, e ok. Ăsta are 482, îl putem lăsa. Mai departe. Și ăsta am putea să-l ștergem, ăsta trece un podeț pe aici sau e pod, da? E bine că nu are nicio linie pe suprafața noastră, da? Și cam asta este. Îl putem salva. Și deja cu această ridicare noi putem să o încărcăm în Istram și acolo să facem o triangulație, da?